Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune numero 369. De astă dată filmez și în acest studio cu fotolii roșii. O emisiune în care voi vorbi despre chemarea străbunilor pentru a dezbate acest subiect interesant și foarte profund am invitat la noi la emisiune un om minunat. Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism. Bine ai venit, Olimpia! Bine te-am găsit! A <laughs> sunat într-un fel spus de tine. Da, ai văzut Practica ce da. Trebuia să subliniem așa lucrurile respective vis-a-vis -vis de zona șamanică. Da? Pentru că pe mine mă interesează chestia asta. Noi doi am mai vorbit despre acest subiect. Și am zis să integrăm așa știința ta minunată și zona în care tu studiezi mereu și mereu, mereu și practici și practici și practici, această zonă străbunilor, cum se vede din unghiul tău de vedere a șamanilor cum se vede treaba asta? Pentru că noi în numerologie studiem noi cu cifrele noastre, dar vreau de să vă și se pare cum se vede din, din că unghiul studiați tău de vedere. Și voi, știți că da, nu se noi, credeam da. că doar noi. Nu, 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 Tot <laughs> Tot studiază, <laughs> da. Nu. Tot studiază, dar și noi studiem foarte profund acest lucru. Dar cum se vede din unghiul tău de vedere? știu, mi se vede baza, adică din uh -huh. perspectiva mea este baza a orice creștere. Planta fără rădăcină e pierdută copacul fără rădăcină, cum poate să fie dacă nu-l lași să se dezvolte? Și este chiar a nu ști istorie, uh -huh. e ca și cum e un popor pierdut, nu-și nu cunoaște istoria. Da, nu da. că noi românii ne-am cunoaște foarte bine istoria. Păi deci, nu cum să ne cunoaștem, doar de... stăm pe și căscă în gura, căscători de gura. Da, căscători deci... de gura, da, da. Da. Deci e, mi se pare că e fundația. Uh -huh. Fundația în a crește, în a te dezvolta, în a prinde aripi, dacă n-ai rădăcini, orice vânt te, te și cum să vede, cum să vede chestia asta, cum să văd la noi, oamenii care trăim acum sau care viețuim acum, cum să văd aceste rădăcini ale străbunilor noștri în comportamentul nostru? Sau cum poți să-ți dai tu seama de chestia asta? Știu că eu sunt mai pragmatic așa în Și eu sunt log, da, Și tocmai de aia. Adică cum să vede chestia asta? Cum să văd valorile pur și simplu a celor oameni care nu mai sunt în comportamentul nostru de acum? Nu ți s-a părut niciodată că te uiți în oglindă și mă parcă am un gest al mamei, ca al tatălui sau spun o vorbă ca a mamei, uh -huh. ca a tatălui, ca mătuși. mătușii? Că asta e interesant. Nu e doar pe linie mamă-tată, mătuși, unchi. Poți să fii într-o conexiune cu acel unchi, cu acea mătușă, fără ca tu să știi și repezi ceva din povestea lui. Efectiv o trăiești, pentru că el nu și-a terminat povestea. Asta spunem noi în șamanism. Să moștenește sau cum? Se preia ca povestea să fie închisă. Există un efect. Orice se deschide, urmează să fie închis. Dacă rămâne deschis, se va perpetua, se va perpetua, se va perpetua în viitor, până când vine cineva să închidă. Și Ci cine vine să închidă? Unul dintre urmași. Și cum se poate face chestia asta? Cum se poate închide? Da. Păi, la un moment dat, dacă nu merge la un nu, șaman așa, sau da. un practicant da, șaman da, de da. șamanism. Sau la un psiholog, pentru că există mulți uh -huh. psihologi care uh -huh. lucrează pe transgenerațional. Da, știu, știu. Sau la numerologi numerolog, mi se pare interesant că aveți zona asta. Avem și noi, dar deci, nu efectiv, mult, dacă da. se observă, băi, eu spun aceleași cuvinte ca tata, eu am același comportament când sunt nervos ca tata sau uh, când mă despar de ea, fac exact ca mama, aceleași uh -huh. vorbe le spun. Atunci poți să oprești. Dar e mai greu, pentru că duci tiparul ăsta în tine. Eu le-aș recomanda să meargă la cineva, să să lucreze cu cineva, să scoată. Efectiv, în șamanism, noi spunem că toate aceste tipare sunt prinse în noi, în aura noastră, în corpul uh -huh. nostru fizic. Și în din... mentalul nostru, că multe sunt idei, programe, nu doar comportamentul. Ai acel comportament pentru că tu ai un program acolo și nu ți este bun. Uh -huh. Dar tu îl folosești pentru că dacă așa a făcut mama și tata, înseamnă că e bun. Iar mama și tata erau cine? Erau Dumnezeu pentru noi. Când și mama și tata au avut și ei la rândul lor niște mama părinți. Mama și tata, da, sau. care la rândul lor au avut și niște da, părinți. Da, și da. din practica ta, care sunt cele mai întâlnite, hai să ne, ne ducem pe pozitiv momentan, da, și pe o luăm pe negativ, uh, care sunt cele mai întâlnite uh, valori, da, ca să luăm pe pozitiv, daruri, care sunt cele mai da. întâlnite valori pe care le-ai văzut tu uh, transmis, așa de în generație în generație? De obicei, oamenii își văd umbrele și mai puțin valorile, darurile, lumina. Băi, să de asta în cu pozitiv, dar mai puțin. Și atunci, După aia vorbim pe negativ. Întotdeauna, ne întotdeauna unde e umbra mare, acolo e și copacul înalt. Uh -huh. Deci, există moneda cu cele două fețe. Ce vede el care uh, și îi se pare că e josnic și că trage în jos tot ce vine de pe linia mamei sau a tatălui, da? sau chiar zice, asta, e de, de la mama moștenit. Dar nu pot să mă las, că ce să fac, așa era și intri și în victimă și încep să plâng și eu vreau să scap și nu pot. Dar gândește-te, ce este, ce ascunde asta? Ascunde ceva, ascunde un dar, o valoare. Pentru că nu există monedă, moneda are două părți, deci nu este doar o parte. E, e important să-ți dai seama că acolo, în rana aia, este ceva bun pentru tine. Și poate să fie bun pentru tine, îți dau un exemplu, cineva, uh, am lucrat și vrea să afle care sunt Puterea străbunilor. Lui. Mm. Care puterea străbunilor? Și să-și așteptat la ceva, wow, bărbat, da, fiind, să-și așteptat la ceva, e, dacă eu. Și era blândețea. blândețea. Deci Pur și simplu aceste calități sau da. aceste stări de spirit, da. hai să le numim așa, da. pe care străbunii noștri le-au avut, le putem moșteni și noi. Da. Deci putem să le da. avem și noi, uh, pur și simplu, fără să ne dăm seama. Da, uite, sunt studii, foarte multe studii făcute căci Eu mă duc și spre zona științifică uh -huh. Adică îmi caut explicații și pentru minte Că așa e omul Da, normal, logic <laughs> Și există studii făcute pe uh, oameni care au fost în Holocaust Care au fost în închisoare sau în lagăre uh -huh. Și moștenitorilor, uh, urmașii de fapt Au moștenit un cromozom Pe care la ceilalți, chiar dacă erau evrei E vorba pe un studiu făcut pe evrei, nu s-a descoperit acel cromozom. Și era clar că s-a moștenit, era o frică cumva de uh, a te manifesta, a spune ce gândești, cum, cum ești tu, pentru că ei aveau frica aia de închis, de chinurile care erau acolo da. și s-a descoperit. Pe când, în același grup de populație, cei care nu aveau străbuni care au fost închiși, care nu au fost în lagăr nu aveau acest cromozom. Și tu la câte generații poți să ajungi? Adică în studiile tale când vrei să... Am făcut să... pe șapte generații. Am pe lucrat șapte... pe șapte generații. Se poate lucra mult în spate. Foarte mult în spate. În, în șamanism te poți duce pe, pe linia de sânge foarte mult în spate. Și mai nou pentru că uh, am început șamanismul prin practica șamanică siberiană. Uh -huh. Pe urmă, în paralel, am început cu studiul șamanismului în Caș. Și la un moment dat am primit informația: hey, Tu vei lucra cu străbunii tăi. și am zis de unde? Că nu știu. Nu m-a învățat nimeni din, din tainele noastre. Știam că există, auzeam, făceam niște lucruri care ni se păreau normale nouă, dacă ți a prindea un car, o, o roată pe deal și se dădea drumul la foc. Știi? Adică eu le vedeam astea. Sau m-a învățat bunicul să cânt pentru luna nouă, dar habar nu aveam de ce când, de ce fac, nu mi-a spus, doar mă învățase. Și. Am zis, ai, bine, de unde o să știu eu? Dar, efectiv, când ești pe calea ta și te așezi, îți vin. Te auzi cumva. Am această intuiție. Da, tu practici chestia asta. Ți s-a dezvoltat pract... intuiția dezvoltat, asta. Că eu da, te știu pe da. tine cum le zici tu de înainte pe toate. Dar, Dar asta nu e, e din nu practică. E, e, poate din practică, nu știu. Este foarte interesant că, uite... Um... Eu cred că, Romeo, după ce cad niște văluri, apar calitățile acestea. Dar Cred că toți avem toți. toți. Toți? avem anumite calități. Unul vede, unul aude. Adică sunt niște simțuri pe care noi le dezvoltăm. Pe unele le blocăm că așa am fost învățați sau că e o prostie să asta, sau că e o prostie că tu vezi sau e o prostie că tu ai. Percep niște evenimente care nu s-au întâmplat și tu spui, sunt copii care spun. Și zic, de da, ce asta? Trebuie dus la psiholog? Cum de știe? Cum de face. Deci, dacă îți cad acele văluri cu care ești acoperit da. sau cu care e ea acoperită, cu siguranță afli despre tine și ai acces la o informație foarte vastă. Pentru că, dacă ți amintești, am mai vorbit cu tine, cred că despre e, efectul acela al unei populații care ajunge la un grad de mentalitate da, comună. Și o transmit automat mai departe, fără să... E experimentul acela cu maimuțele, da, făcut da, în Japonia. Da, 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 da? Da, da. Deci cum au învățat maimuțele alea cu banana, da. cu banana să spele da. banana și cele din continent nu au fost învățate și automat s-au făcut asta pe, pe oameni s-au aplicat. Adică există studii prin care i-au pus pe... Există niște rime în Japonia, știi că ei scriu mai multe, au mai multe stiluri de mai multe scrieri, șase parcă, nu știu. Au niște rime încrucișate, greoaie, și sunt unele pe care o masă mare din popor le cunosc. Ei, aceste rime s-au dat unui uh, eșantion de oameni care nu are nici o legătură cu comunitatea sau cu cultura japoneză. Și ce au constatat, le-a fost mult mai ușor să învețe acele rime pe care îi știau Japo japonezii. Le știau, Le știau foarte mult, o masă mare. Uh -huh. Și la fel s-a făcut și cu. Cu rugăciuni se pot face și. Uh, deci nu e ceva uh, nedemonstrat științific. Noi da, suntem da. foarte uh, bine, pragmatici. Cum noi zici, suntem da? pragmatici, tu știi bine că nu, noi suntem pragmatici pentru că nu avem ocupație, știi, cam așa ceva e. Adică tu înainte să studiezi niște lucruri și să aprofundezi niște lucruri te dai deștept. Da. Asta avem noi Da aia, spun. Adică e ca și cum eu nu mă pricep la știința ta, dar sunt deja deștept de buburi și îmi dau cu părerea și îmi da, da. da. zic că tu exact, faci prostii. Exact, da? exact, exact, exact. De spun. Adică noi așa suntem. Asta se numește ignoranță. Asta e cumva specific poporului român, Nici e nu o calitate și a poporului tu român Nu cu la poporul tot? ăsta în felul ăsta, ia spunem. Uh, nu știu, e îmi vine mănușă să da. Adică uh -huh. mi Avem anumite lucruri ca popor, ca neam da, să Pe știu. care le da. aducem da, din da, da. trecut Avem ne o pot forță spune. O forță și o, o... Avem rădăcini atât de puternice Foarte puternice Și uh, mereu le amintesc oamenilor Zic, noi am trecut atât de ușor De la credința noastră a dacilor La credința în Isus Hristos Și acolo era tot o forță, era tot o putere pe care noi o avem, ca acum nu ni se mai dă voie să vorbim de Zezamolxis, mă rog, mă refer în anumite, în, în biserică sau în alte zone, nu se vorbește, dar este o taină a trecerii poporului, ăsta nou format, da, da. La, la ceva ce îi venea foarte ușor să creadă într-un Dumnezeu, să, să creadă în Isus Hristos, când înainte ei îl aveau pe Zezamolxe, când înainte ei aveau niște legi pe pe care le respectau, când da, înainte da, da. știau că vinul ăla nu degeaba s-a enervat de ceneu și a tăiat Pentru că era o taină cu băutul vinului. Și tu licoarea apreciezi. Zeilor. Exact, este licoarea <laughs> zeilor pentru că ea te conectează la ceva din interiorul tău. Și are și o simbolistică, wow, această este... strugure, nu? Este fantastic, uite acum cum îmi spui așa, vinul roșu are un rol, vinul alb are un rol. Se făceau ritualuri anume de conectare. De exemplu, vinul roșu te conectează cu străbunii, dar vinul roșu să fie fără zahăr, că de asta prefer eu vinul sec. <laughs> să fiu sigură da. că n-a pus nimeni zahăr. Da, da, da. Da, adică există niște lucruri, niște taine care se dezvăluie la un moment dat. Și nu se dezvăluie tuturor. Ție-ți se dezvăluie ceva, ție altceva. Pentru că fiecare om vine pe pământ să învețe niște experiențe, să aibă niște experiențe. Și atunci, cum ar fi să ne uniformizăm? Că am încercat în comunism și nu. Da, nu merge. Păi nu ai cum să faci treaba asta, da. Dar ia, uite, de exemplu, așa, eu ca un neofit acum, mă gândesc așa: că tu faci foarte multe tabere, foarte multe lucruri de genul ăsta, cred că ți, -ți este și greu acum, că majoritatea. Vrea să stea în fața computerului, nu mai mergi la sală, la conferințe atât de lenele, dar tu ai reușit să strângi oameni în ritualurile tale. Cum se vede, din unghiul tău de vedere, cum se vede această stare pe care noi o trăim în toate practicile și în toate ritualurile pe care tu le faci? Cum vezi prezența oamenilor, românilor în general? în toate aceste tabere pe care tu le faci și toate evenimentele pe care tu le faci în direcția ta șamanică. Sunt, Cum e starea lor? Vor, vor să se regăsească în, uh -huh. în românism, știi? Uh -huh. Pentru că la noi în țară, și am trecut prin asta, e foarte dezvoltat șamanismul din America, de sud sau de nord. Sunt da, școli eu nu știa, multe, standard, da, da, sunt școli multe, dar uh -huh. mai puțin e partea asta noastră românească și a început fiecare român, dar nu numai român, ungur, polonez, orice trăitor de pe meleagul ăsta, da. Mă, eu vreau să aflu despre trecutul meu, despre rădăcinile mele, dar prin practicile noastre. Uh -huh. Pentru că una e să afli poate cândva străbun de tău a venit din Italia, se poate, sau din Spania sau din Nord. Dar tu te-ai născut pe pământul ăsta, înseamnă că ai o conexiune fantastică cu acest pământ cu poporul din care vii da, tu. Da. Și atunci au început să, să vadă asta. Deși și eu la început credeam că nu. Adică nu este chiar atât de diferit șamanismul. Da, aceste ritualuri sunt ritualurile noastre românești. Sunt ale noastre. Pe care sunt tu le practici noastre. aici, că vreau ca prietenii noștri să înțeleagă că sunt nu. Sunt ale noastre de și mi se. altceva deci, decât de pădățănui de da, asta. Deci de zona există asta. ale noastre, adică mulți le știu, sunt. Bunicile care le știau, ritual ce înseamnă? Știau ritualul ceaiului, da? Există și la noi ritualul când te-ai îmbolnăvit, ai planta respectivă. Asta este un ritual. Adică are un început, un cuprins și un final. Asta e un ritual, faci uh -huh. ceva, niște uh -huh. etape. Și asta erau și la noi, dar nu e. Sunt atâtea femei în vârstă care le știu și astea sunt femeile acelea înțelepte. Le uh -huh. găsești în sate, dacă ai. Și căutarea tu te-ai apucat să culegi acum. M-am apucat să coleg, dar mai mult îmi amintesc. Îmi amintesc. Uh, din practicile alor mei, ale bunicilor. <laughs> da. Și uh, am început, vorbeam de intuiție, uh, îmi vin efectiv pașii următori pe care trebuie să-i fac și pe urmă aflu, de exemplu, am un ritual cu aluat. Pentru... Uh, există, se spune pântec, nu zicem, acum mergem și lucrăm cu uterul. Nu. Nu o să auzi tu bunica spunând, dragă, ești sănătoasă, o să zic că da pânte cu tău. Da, 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 Adică de genul ăsta. Da, da, da. Și cuvintele alea au o, o conotație puternică, le folosim aceste cuvinte. Și așa am învățat cum să lucrez cu pântecul cu ajutorul aluatului. Adică mi se părea ce naiba fac eu cu aluatul. Și aveam așa înțelegerea, pas cu pas, și îmi vin toate. Îmi vin toate. Și o să văd cum e și o să știu ce fac. Și știam că au nevoie doar de grâu din acela ne... Da. Da, așa, grâu. <laughs> grâu adevărat. Știi că bunica spunea că pe, pe, bobul de grâu se vede chipul lui Isus. Pe bune? Da, așa îmi spunea. Și o fi adevărat? Și eu îl căutam, țin minte că eram mică și da. mă uitam. Și pentru mine grâu era ceva Wow, dar nu poți să-l arunci, așa. Și dacă îl dădeam animalelor că aveam păsări de curte, uh -huh, uh -huh. eram așa, wow, astea mănâncă, uite, mănâncă chiar chipul lui sus. Deci, da. Carnea era foarte bună. Deci, cumva, așa am crescut. Da, era informat acel, da, pă, da, acea da, plantă. Era, era informat, informat, exact. Da. Acum nu mai sunt. Nu mai informăm, informați. acum, nu mai avem nicio treabă. Păi și asta este un lucru extraordinar, dar, uite, mă mai gândesc și la altceva. Uh, Efectiv, această stare de binecuvântare, uh -huh. care de la o femeie, nu trebuie neapărat să fie șaman sau să fie da. așa, de la o femeie contează extraordinar de mult. Și mai mult decât de la un bărbat, nu e așa? Da, da, Și atunci, doamnele care pur și simplu vor să învețe treaba asta, să intre într-o armonizare a vieților, pur și simplu ritualurile astea simple sunt simple și sunt profunde. ar trebui să le știe da. mereu. Dar poate dacă -și stau așa cu ele, știi, adică uh -huh. se așează. Că femeii lipsește în ziua de astăzi așezarea. E mereu într-o forfătă. Și avem și această idee că femeia face mai multe lucruri deodată, femeia se împrăște în mai multe lucruri deodată. Da, și eram exact așa, adică știu exact ce vorbesc, credeam că asta e o putere. Uh -huh. Dar asta este o risipire. Femeia e așezată și când femeia se așează în ea, că nu trebuie să se așeze jos, poate să stea în picioare, când vrea că e acolo ceva și e așezată în ea, păi ei vin, ea știe ce să facă și nu știe de unde vin. Exact din acest mental colectiv al poporului, al, al femeilor din neamul ei, care o îndrumă. Știi că opra, e renumită în Statele Unite și peste tot în lume, a fost întrebată la un moment dat, ce ai făcut tu când lucrai la o televiziune unde erau numai albi? Și era în perioada când uh, persoanele de culoare nu prea erau la televizor. Și ea a spus bună întrebare, zice ea. Și o puteți găsi pe internet. E un interviu la Stanford dat de Oprah. Uh -huh. uh, și a spus, zice, eu când intram în sala aia și gândiți-vă că erau bărbați albi, nu că erau și femei albe, doar bărbați albi, eu îmi chemam străbunii și o știam că nu intru singur în sală. Și mi s-a părut, dacă opra știa asta, mă gândeam, știi? Care de e din America, știi? care exact, joacă la junior. Da, da. Exact, da, da aștia-i noștri, ce au? Da, da, da. De ce spun că, adică, dacă eu uh, nu m am înțeles bine cu părinții, rup legătura și am impresia că eu sunt bine, dar nu sunt bine. Eu nu am rădăcini. Știi, le vorbeam eu în cursurile mele sau în, mă rog, în emisiunile mele, că eu tot îi plictisesc oameni cu identitatea feminină și identitatea masculină, da? și le spuneam despre femeie care ține vatra casei. Da, da, da. Asta e o tehnică, e o practică. Asta nu orice. Dar chiar se făcea. Exact, asta. Pentru că spun. vesta vestalele chiar asta făceau. Da, da, Și erau și la noi, doar că la noi s-au uitat ce făceau acele femei, ce făceau preotesele dace, ce le învățau pe femei să facă. S-au uitat și noi, credem că totul s-a întâmplat la greci. Că totul vine din sud. Cumva așa Și dacă cineva deschide gura și vorbește despre asta, asta s prostii, astea-s dacizme, astea nu mm -hmm. e adevărat. Du-te la bunica să vezi cum e. Păi Când femeia vede... așează totul, casa e... Să, vede... să vedem prosperitatea... Mi-a căzut și asta? E, prosperitate, așa. Să e prosperitatea. Să vedem prosperitatea casei, cum e femeia. Nu e așa că femeia, dă în funcție de vatra pe care ea o ține, în casa respectivă, se vede în prosperitatea casei. Cu cât vatra e mai curată și femeia este mai adunată, ca să-ți folosesc cuvintele, da. așa, cu atât prosperitatea în casa respectivă e mai mare. Da. Adică și din unghiul tău de vedere, da, da. ești de acord că femeia generează prosperitatea da, casei? Da, dar este categoric. Și cum să vede din unghiul tău de vedere chestia asta? Hai să învățăm pe oamenii ăștia. De ai exemplu, noștri, niște astea să amici. se uite la relația cu mama. Așa. La relația cu ca Femei. să ne ducem pe străbun pe, puțin. Pe femeie, pe, pe relația femeie. cu femeile din neam. Care era relația cu femeile? Cum vedea mama prosperitatea? Aia ai moștenit-o. Hai împacă-te cu mama. Cum să mă împac? Păi, în primul rând, nu devii tu vindecătorul mamei. Pentru că asta se întâmplă când intră, mai ales pe zona asta spirituală, și eu am trecut prin asta și mă credeam superioară mamei mele că ia uite câte știu eu și da, da. Aoleo, și dădeam ochii peste cap și că ea nu e spirituală, era mai spirituală ca mine. Dar aveam niște egouri, așa, ego puternic, frumos, spiritual, că ăsta este din plin la noi. Da, păi suntem deștepți de, de bubuie. Suntem, 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 da. suntem. Și dacă intrăm și în spiritual, cel mai, mai, mai bine ca preotul da, 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 Dezlegăm, facem da, de toate da. 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 Și pe urmă ne o luăm și nu știm de ce Și cum să, cum să facă Doamnele, Ei, și pur și simplu Mi-am dat seama Așa. că Noi nu suntem cei care am creat pe părinți Ci părinții ne-au creat pe noi Și asta nu înseamnă că și Te-am auzit și pe tine vorbind Și mi-a plăcut foarte mult Într-un podcast Eu nu am cum să-mi vindec pe tata Sau pe mama Eu, eu ca și adult Pot să văd că a greșit mama și tata, da? Mama sau tata sau amândoi. Copilul nu poate să ierte asta. Dar eu ca adult pot să înțeleg că ei la rândul lor au avut și ei mamă și tată și asta s-a perpetuat povestea așa. Eu încerc să accept, poate reușesc să vorbesc cu ei. Dar e foarte important pentru mine, dacă vreau să am prosperitate, că de aici porneam, da. să o văd pe mama nu cu măștile copilului, pe care le-am pus, că era clar că mi-am pus unelte, mi-am pus măști ca să mă protejez când eram mic, dar acum că sunt mare, la ce mai îmi trebuie? Și uităm că le avem tot pe noi. Și asta îți povesteam la început, când mie mi-au căzut măștile astea sau vălurile, am putut să mă văd pe mine și ce abilități am. Așa poate oricine. Și m-am micșorat în fața mamei. M-am micșorat. Pentru că era mai mare. Și m-am micșorat pentru că nu eu am creat-o pe ea. Ea m-a creat pe mine. Și automat m-am schimbat și eu. Și mi-a mai fost ceva greu să accept că poate banul vine mai mult din partea masculină în familie, din partea bărbatului, și că eu am un alt rol. De la independența asta a femeii, știi? Da, 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 da. A fost, wow, groaznic, groaznic, pentru că exista teama în mine că o să rămân fără nimic. Da, da, da. da. Deci e în e, oase cumva, știi? Și când am acceptat, da, a fost greu. A, am acceptat și a început să curgă pentru că am început eu să fiu fluidă ca femeie. Da, da femeia trebuie să spunem că are un rol foarte puternic foarte în bunăstarea bărbatului. Ei. Foarte, puternic. foarte puternic. Adică nu e că ea nu face nimic. Nu, nu, nu. nu. Energetic face atât de mult femeia. Femeia curăță locul doar stând acolo. Dacă ea este așezată în ea, ea curăță energetic locul. Și de aceea se lucrează și se lucra mult cu pântecul, pentru că femeile aici adună. Uh -huh. Cum bărbatul are hara, puterea, femeile au în zona aceasta o putere interioară în pântec și curăță locul, curăță tot. Și e frumos, știi, eu mă miram când vedeam femeia aranjate afară și când ajungeam la ele în casă era haos și mă gândeam, dar stai un pic, aranjarea asta e de suprafață. În casă este groaznic, este greu, energie grea, greoaie, cum poate femeia să strălucească? Strălucește superficial. Și așa e, că strălucește Eu superficial. Eu spuneam de multe ori că dacă vrei să vezi sufletul unei femei, du-te la ea în casă. Poate să fie asta adevărat? Poate să fie. Poate să fie. Poate să fie bolnavă și atunci nu poate să-și aranjeze. lasă îmi, că, nu vorbesc Am că, că e bolnavă acum, pe bune. E da. Normal, e posibil să ai o vârf. Dar să zicem că e sănătoasă. Na? E sănătoasă, e da. bine. Deci dacă te uiți la ea în casă, poți să vezi. Noi, noi în numerologie, da, de exemplu, da. putem să vedem cum este starea unui om și ce se întâmplă în casa aia în funcție de mobilierul din da. casă și de culori. Și culorile poate să de fie, tot. de exemplu, multă verdeață și să nu accepte acceptați. Așa e femeia. Femeia cu plante, cu spațiu, să fie viu în casa ei. Are nevoie să fie viu. Știi că dacă n-ai nici lemn, n-ai elemente naturale în casă, e mort să aduci în, în spațiu ceva viu. Poate n-ai mm -hmm. cățeluși, n ai pisicuță, dar ai plante. Și poate pentru unii bărbați e prea mult, dar asta e femeia, că știu că e prea mult pentru unii bărbați. <laughs> dar în timp acceptă. <laughs> <laughs> Consele, da, da e așa am înțeles. E am înțeles. Femeie. Da, 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 da. Ca să înțeleagă și bărbatul <laughs> o dată că înțeleagă. trebuie să fie viu în casă, nu da, altfel. Da. Că ea e vie, ea e a... da. Și când face ceva e vie, sau când stă mm -hmm. e vie. Dar noi putem, de exemplu, să luăm acele lucruri pe care le-au avut străbunii noștri. Să zicem, uite, numerologie, în a patra generație, de exemplu, este foarte importantă. Nu știu cum e în știința ta, dar la noi este foarte importantă. De ce? Pentru că aia generează oarecum limitele și cadrele de manifestare ale celorlalți și mai ales ale noastre, pentru că noi suntem cei mai fideli celui de-a patra generație în limite și cadre de manifestare. Uh, în știința ta aceste zone sau această cum să-i spun eu, generație este mai importantă decât generația a treia sau a doua sau altele? Pentru că în numerologie da. de exemplu există o bine, eu, dai seama, da, zis, numerolog binologia. sunt cu matematica eu trebuie să le aranjez pe toate da, la voi există Uite, chestia asta în, în șamanism nu tata, nu mama dă acest spirit șamanului uh -huh. această E un spirit, așa da. spunem noi. Ci bunicul sau bunica. Uh -huh. Deci vine tot pe a doua generație, cum e și în uh, genetică. Da, da, da. Moștenim, de fapt, bunicii. Da, da. Și la noi tot așa. Și la noi tot așa. <laughs> da. <laughs> da, da. Da. Interesant. Taba da, da. ta noastră. Așa. Uh, și pe a patra generație se întâmplă multe, dar să știi că am lucrat pe, a, pe șapte generații. Și... Sunt multe care vin din spate, și și mai multe vin nu direct pe linie, ci vin dar pe cum? linia, de exemplu, pe linia bunicii cu surorile ei. Extraordinar. Deci vin de acolo și. Deci nu vin popești. din spate, vin din linie. Da, da, uh -huh. da. Dar ar fi bine, din spate, a doua generație, a treia generație. Uh -huh. Da, dar uh -huh. pe linie. Și um, o chestie, o, o tehnică nouă. Da, da, da. Știam că fac online, că vorbeai cum sunt. Mie îmi place și online. Am pus, zic, trageți, -vă, trageți pe hârtia asta mare în fața voastră șapte benzi. Șapte benzi. Da. Și ziceam, măi, trebuie să tragă femeia asta șapte benzi, să deseneze șapte benzi. Ce fac mai departe? Ziceam, știu ce o să fac, știu ce o să fac. O să mă apropii. Și am citit, citim uh, arborele genealogic cu palmele. Și la un moment dat, în arborele meu, că mi-l scanam și eu, văd goluri. Goluri. Și zic, ce s-a întâmplat Nu era nimeni, nu trăia nimeni. Mm -mm. Și vine imediat mi informația. Mm -mm. E scos din neam. A fost rușine. A fost abandonat. A fost abandonat, a fost dat afară din neam. Marginalizat. O fi având copii din flori. O fi iubit pe cineva care nu era de rangul lui, rangul ei. Mm -hmm. Ceva a făcut. Ceva s-a întâmplat acolo. O fi mințit, o fi furat de la frate, ca să este iarăși o... Apare în arbore, e, se perpetuează mai departe, mai departe. Și le spuneam, vedeți că aveți, aveți goluri. Și foarte multe au avut goluri. Și pe urmă întreb și eu, acasă, ia, uită, s pentru că în a ce cu golul ăla, ce s-a da, întâmplat? Da, da. Și voi vedeți, <coughs> întrebam, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Pot să întreb pe urmă, că astea sunt secrete care se știu. Și poți să te întrebi, dar tu de unde știi? Și chiar le recomand să întrebe nu direct mama și tata, să întrebe frați sau bunici sau frați de bunici. Uh -huh. Pentru că ei spun, ei nu au acel atașament ca să nu știe. Spun, știi că Lenuța făcea așa, 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 așa și afli niște lucruri despre familia ta de... Dar tu asta faci cu cu cursantele tale. Da, tu le înveți da. să facă chestia Cursanți, asta. Cursa... Mai multe femei vin, într-adevăr. Păi da, m-am și exprimat Mai multe așa, femei. Mai multe femei. Bărbații vin, uh, nu știu, au... La un moment dat știu că cineva m-a întrebat da, mai sunt bărbați? <laughs> <laughs> și zic să știi că mai există. Nu, nu cred că vin. Erau 50 de femei da. nu cred că vin. Au o teamă cumva de a se expune, cred că. Păi și ce, -băr -băr bărbații pot să lucreze la fel ca cum femeile? Să nu? Ba da, mai ales intră pe linie masculină ei, wow! Da, ei își lucrează linia masculină să lucrezi și, și femeile linia și le... feminină. Nu, lucrăm pe tot, dar ei, ei când accesează uh -huh. linia lor masculină... Știi că în lume sunt erau cunoscute multe magiciene, multe vrăjitoare, dar nu atât de renumite. Pe când sunt câțiva bărbați vrăjitori sau magicieni, și pe ei știm. Pentru că atunci când bărbatul intră pe această cale de a se descoperi, da. el uf, are o, e fulminant. Femeia, dacă se îndrăgostește, dacă a făcut un copil, se retrage. Da, mai uită. Da, ei sunt așa. A intrat, eu vreau să mă știu mai mult, mai mult, mai mult. Și au o forță foarte puternică. O... Sunt sprijiniți cumva. Pentru că, de ce? El susține familia. El uh -huh. e stâlpul. Femeia poate să facă ce vrea să se așeze dacă el e acolo, ca stâlp. Dacă nu e ca stâlp, își ia rolul acesta femeia și ne mirăm pe urmă că ea e și bărbat și femeie, dacă el nu e. Și atunci, energiile astea se pot compensa în aceeași persoană și să anuleze cealaltă da, persoană? Da, da, Pentru că uneori femeia poate să intre în energie masculină, nu o să fie ca o mironosiță când copilul ei este bătut, nu? Când se duce și trage la ori cu gura, știi, da, da, da. ori o palmă, a intrat în energie masculină. Nu o să se ducă așa și dă-te deoparte, îi trage una, asta e copilul meu. Ai nevoie de femeia să scoate energia masculină din ea. De asemenea, bărbatul când se apropie de copilul lui sau de iubita lui, poate să schimbă vocea, mai ales dacă e, și schimbă vocea când e bolnav, când, când e drăgăstos. Are o parte feminină foarte frumoasă care și-o exprimă. Și îi, le recomand bărbaților să nu le fie teamă de asta. Păi ei zic că sunt slabi. Nu. Atunci. Nu. Nu o zice... să te duci la copilul bolnav să zici, aici ai tata, ești în siguranță. N-ai cum. O să zică, ok. <laughs> păi zice că îl călește. Da, îl călește. El atunci are nevoie, dacă e bolnav, să se vindece prin voce. Dar ce Vocea transmitem e... noi copiilor noștri? Sau cum facem treaba asta? Știi? Acum o să spună nu știi, tu n-ai copii de ce vorbești. Eu. <laughs> eu las să zic eu ceva acum, dar nu zicem în emisiune. <laughs> transmitem că, de fapt, e bine să fii doar așa cum e tata. N-ai voie să, să, să îți exprimi părerea, să plângi. De ce să nu plângă un băiețel? Problema e când plânge mult și e mare. Atunci acolo e ceva emoție care ți a strâns. Da. Dar când e mic, el are nevoie să știe, ok, ai greșit. Ce înveți din asta? Dar ce înseamnă mic? A, tu acum vrei să știi de la ce vârstă nu e voie să plâng. Știi că e un cântec ca lui holograf și bărbații plâng câteodată. Da. <laughs> Am înțeles. Deci noi putem să transmitem acest lucru copiilor noștri și o facem pur și simplu inconștient. Da, nu? Ei, ei, mult mai mult învață, de asta cred că știe toată lumea, din comportamentul părinților, uh -huh. nu din ce spun părinții. Una spui și alta faci, atunci poți să-i spui ce vrei, că te vede miminte. că tu... Nu toată lumea știe. Nu? Nu, adică la nivel de teorie știu, adică mult, dar la nivel de practic e greu. Chiar asta îmi povestea cineva, exact ce vorbea copilul la școală era fix ce spunea ea soțului. Da? <laughs> deci <laughs> și copilul imitația. copilul aplica, exact, uh -huh. în aceeași situație, mă rog, cu colegii de clasă, exact aceeași poveste. Dar știi că eu mai trebuie să mai vorbesc cu tine, așa de un lucru, și vis a -vis de libertatea de a alege și liberul arbitru. A? <laughs> noi avem libertatea de a alege, de a ne alege viața, de a face ce vrem în viața asta, noi înșine. Uite, să vorbesc din prisma șamanismului. Păi, din prisma, da. ta. da. Uh, noi putem Spun accesa linii merg. de destin, linii uh -huh. ale timpului, da? Nu înseamnă că intri într-un univers paralel sau sunt linii posibile linii de viitor. Tu ai de îndeplinit ceva, tu ai venit în viața asta cu niște experiențe pe care vrei să le atingi. Da. Poți să le atingi într-un fel sau altul. Pe cărarea grea, pe cărarea mai ușoară sau foarte ușoară sau super grea. Da? Și atunci când tu iei o decizie care poate mergi la un clar văzător și el zice uite așa ți se întâmplă. Pa, și nu s-a întâmplat așa. Pentru că o mică decizie te-a schimbat. Dar tu da. tot acolo ajungi cumva după un timp, poate mai îndelungat. Unde trebuia să ajungi? Trebuie. Și atunci, liber, da. Pentru că, știi, în spiritualitatea se zice, nimic nu trebuie. Ba, dar tu ai venit să înveți ceva. Sunt niște legi ale pământului. Sunt niște, le, le spuneam oamenilor că tot ce se întâmplă are un scop. La un moment dat, într-o practică șamanică, eu îmi întrebam, mă zic, Hai, vreau să știu tot ce ai de știut pentru bine. Mai ales că m-a interesat ce înseamnă principiul feminin, principiul masculin. Mm -hmm. Și am văzut cum am înțeles cum comunismul a fost un program prin care noi am învățat ceva. Spiritualitatea este un program prin care noi învățăm ceva pentru că există pasul următor. Dar întotdeauna schimbarea asta de la uh, o linie a poporului, că și poporul este pe o linie. Pământul este pe o linie temporară. Da când se schimbă energia, te zguduie. Și noi suntem exact în perioada de zguduire. Dar ne zguduie bine. Dacă a fost pandemie, pe urmă, cine s-a gândit că războiul e la poarta noastră? Ei, și mai vin lucruri. Că noi suntem pierduți cumva, nu suntem în interiorul nostru. Și dacă vrem să ne regăsim, ni se întâi. de exemplu, cea mai mare lecție a familiei a fost în pandemie. Măi, mă înțeleg sau nu mă înțeleg? E clar, am stat cu ea, Două luni, îmi venea să o iau de păr, sau wow, ce frumoasă e soția mea, sau soțul meu. Da, Știi? Sau ea e. <laughs> <laughs> Știi? Da. Cum? E că trebuie <laughs> să duc gunoiul, ca să. mai ies să pic și să mai respira. Erau și bancuri pe tema asta. Da există, da, există chestia asta cu, la nivel de familie, uh, și anume că dacă ți-e dat ceva, aia o să trăiești. Adică, pur și simplu, ca aici, când îmi spui tu chestia asta, mă gândesc că eu, pur și simplu, nu prea pot să aleg absolut nimic. Și dacă mi-e dat ceva aia, voi trăi. Uite, am învățat. Adică mi-e dat da. să fiu în familie cum au fost ai mei. pie, nu prea îmi mm? convine chestia mm. asta. Înțelegi? Adică eu, dacă mă uit în neamul meu, nu prea îmi convine să fiu ca în familia asta. Eu, omul, nu eu, Romeo da, Popescu, pe da, da, da. da? Eu, omul. Și atunci, pot să schimb ceva? Dacă mie nu-mi convine cum a fost mami cu tati, mamaia cu tataia, că să schimb, bunicul că... cu bunica, moșul cu moașa, poți să schimb ceva? Tocmai prin asta, prin asta, crești schimbând ce ai văzut în familie și nu îți face bine. Prin asta crește omul, prin asta omul se debarasează de toate programele. Eu le zic programe sau văluri sau cum vrei, deci observându-te că tu la 40 de ani ai încă în tine teama ca și copilul de 5 ani, când tu erai de 5 ani și tu la 40 de ani, te tem de un lucru care era și la 5 ani, dar acel uh, pericol nu mai există, dar tu îl ai în tine. Și păi reacția și ta e la fel. Poate nici tu cum. La un moment dat ar fi bine să te trezești și știi cum se trezește oamenii, din păcate, așa m-am trezit și eu. Când am ajuns jos, când am căzut, dacă vrei, poți să stai acolo în victimă cât vrei. Poți să stai ani de zile și poți să stai în victimă. Dar atunci, poți să te întreb când ai ajuns jos când ai căzut când ești în depresie sau supărat sau vine boala ca să te atenționeze. Atâta furie ai adunat că ficatul tău face poc. Păi stai un pic, de ce am adunat furia asta? Că și acum încă mai por pică că sunt supărată pe X și pe Y. Și în șamanism toate astea se manifestă ca boală, dar nu numai. Adică sunt atâtea cunoașteri care spun hei, ai grijă ce gândești, ai grijă ce spui. În sensul că făcându-i rău al cuiva, ia vezi cum îți faci ție rău cum îți faci ție rău? E că dai din tine, poate prea mult, dai din tine ce nu ai, și asta este, suntem foarte deschiși de a oferi... Iubire. Iubire, mai <laughs> greu. Deci, cum să oferi iubire când nu te iubești pe tine? Și suntem disperați după iubire, dar noi nu ne iubim pe noi. Nu ne putem uita în oglindă fără machiaj, nu ne putem uita în oglindă dacă nu avem nu știu câte kilograme, mă refer la femei, pentru că așa am fost învățate. Și de aici începe totul. De a te uita la tine și a începe să vezi ceva frumos. Poate mama ta îți spunea cândva când erai mic. Sau poate nu ți-a spus. Dar acum e momentul, că nu mai ești acel copil. Uită-te ce ai frumos. Și atunci, poate să plouă afară, tu îți iei umbrela. Adică poate să vină Mercur retrograd, că Asta e așa, tot românul știe. Când e mercur retrograd, gata. E nașpa. Da, nu mai vorbim, nu mai știi. că dăm vina, e mercur retrograd. Stai un pic și nu mai vorbim dacă e mercur retrograd? Dacă este război, nu, nu ne mai iubim? Dacă da. a fost pandemie, n-am mai respirat? Nu, nu. Nu ne mai iubim. Nu vezi că acum lumea nu se mai iubește? Doar declarativ. Tu știi că se, când, când se vorbește mult despre un lucru, Ăla este da. cel mai puțin prezent. Da. Și când se vorbește puțin despre un lucru, este cel mai mult prezent. E invers asta. Și atunci lumea vorbește foarte mult despre iubire. Deci îți dai seama că iubirea nu prea există. Nu prea există. E chiar adevărat. Și cred că aici, pe Pământ, mai ții minte poveștile care ți le-am spus într-un podcast. Da. Cred că asta este marea lecția a Pământului. Ce? Să, să învățăm iubirea. Să înveți să iubești? Să te iubești pe tine, în primul rând. Cred că asta e cea mai... Compasiunea, să... Deci, mă uit la unii oameni cum se uită la animale, știi? De deci, cum <laughs> poți să iubești dacă... <laughs> sau să iubești doar animalul și oamenii nu. Și asta mi se pare ciudat. Este o rană atât de profundă acolo, că nu poți să iubești un copil, un om. Și iubești un cățel. Da. Sau un pisoi. Da. Acolo e nevoie de multă iubire și am compasiune pentru oamenii aceștia. La fel cum ei au compasiune pentru mine, poate în alt domeniu, că n-am un câine în casă. Ce da. e minunat, poate că ai un câine în casă, dar și să încetăm să ne mai judecăm atât de mult. Da, da, asta, Uite că mi-ai ridicat-o la fileu, cum să fac eu să nu mă mai judec? Da. Cum să fac eu treaba asta? Știi, pentru că îmi vine. Adică, unii oameni se judecă inconștient. Exact. Eu nu mă mai la televizor. Pe mine nu mă mai interesează horoscopul. <laughs> Asta poate să fie și o judecată, nu? Da. A, mi se întâmplă nu știu ce. Bă, clar. Nu. Dar programele astea nu pot veni nici din familie? Ba da. Și nu dau e bine să ne identifice întâi de acolo? Ba da. Ar fi minunat. Pentru că le ai în tine. Uită-te întâi și întâi, dacă vrei să-ți identifici programul, ce nu-ți place la ceilalți. Și de aici e pentru că toți suntem oglinzi. Nu? Nu îmi place asta, nu-mi place aia, nu-mi place. A, ia te uite. Deci asta nu-mi place la mine. Clar. Și ce nu-mi place mie ca bărbat la tatăl meu e în mine. Dacă și ai. ce nu-mi place mie ca bărbat la mama mea unde? În femeia ta. Aha. Deci dacă Și să nu cauți exact opusul, dar tot timpul te, te raportezi la mama. Eu uh, căutam ceva ce nu vreau să aibă tatăl meu la ceilalți bărbat, dar tot tata era încă. Adică tot eu de, timpul adică, Deci efectiv, eu efectiv tot pe tata -l caut Ca femeie Deci eu ca femeie cred... îmi iau partenerul Nu, ca, pe... ca femeie o caut pe mama Femeia ta Am înțeles Dar eu ca bărbat când găsesc o doamnă Aia o caut cum e mama Da, dar poate să-ți vină acea femeie da. Că îți oglindește ceva A, Poate și asta Poate să fie și zi ce ai de acolo uh -huh. De exemplu, mulți oameni se îndrăgostesc repede Și gata, le-a trecut De ce? Uh, știi de oglinzile eseniene? Da. Nu? Una dintre oglinzi, exact asta îți arată. Ai ceva în tine care îți lipsește și atunci îl vezi acel lucru, acea stare în omul de care te-ai îndrăgostit. Când realizezi că tu de fapt ai nevoie de partea aia care o vezi la el și o apreciezi și ești wow, îți trece alea, pentru că tu ți-ai luat doar ce ai avut nevoie, nu că ești Și gata, efectiv. ai consumat. Ai, gata. Sau poți să dai seama, mama, dar de ce mă îndrăgostesc, de ce trec atât de repede, ce am eu acolo? De ce îmi lipsește mie în interior, din mine? Nu sunt -mi de celălalt. că noi suntem obișnuiți și mă să și glas. pe mine. Da. Pentru că nu știu să mă ofer mie. Și asta e și în șamanism, este peste tot. Da. Și de obicei, când vin oamenii, vin pe relații, pentru relații, să discutăm, că nu mă simt așa. Și, ok, de unde începe? De la mama și de la tata. De acolo. Pentru începe. că asta le știm. Sau de la bunici, că am stat cu ei. Sau de obicei bunicii vin, cei care ne cocoloșesc și în șamanism, femeile când își deschid cercul și stau împreună, uh -huh. își cheamă bunicile. Își cheamă acele străbune puternice, frumoase, asumate, știi, ca femei. Care ce lasă pui mamei că, uite, îți dă bunica asta, așa, da. alea se cheamă, alea vin. Și femeia se simte deja care spatele, știi? Și -a poate să se conțină pe ea. Și se cheamă aceste străbune. Sunt ritualuri vechi, vechi, vechi. Și, și spui numele și schimbi prin nume. Adică e și atât cum să facă, frumos, doamne, unde te găsesc? Că să termină emisiunea, de aia spun acum. Pe ritualul Pe Unde te găsesc <rătă> oamenii? Ca, doamnele, ca să vină să-și cheme toate străbunele și să-și cheme tot. Unde te găsesc? nu, <rătă> numai ele. <rătă> da, da unde Pe Olimpia mea, la Mireștean, am și YouTube și pagina uh, pagină de Facebook. te găsesc acolo să vadă ce faci De exemplu, am scanarea arborului genealogic chiar acum sâmbătă. E bine așa. Pe 26, că știu de la tine da. că 26 e pe feminin Bun. puternic. Îți mulțumesc, Olimpia, pentru emisiunea asta magică și sper să mai facem emisiuni frumoase și de acum înainte. Aho! Știi aho, așa aho, zic da. Semanie, aho! Da. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi cu această emisiune minunată și ne revedem și cu altă ocazie și în alte emisiuni frumoase. Toate cele bune mai bine!